Făcut de 9 și 9 minute, vă spunem din nou bună dimineața din deșteptarea. E marți, prima ediție din acest an, arena lui Cătălin Tolontan, în direct și pe Facebook. Bună dimineața, Cătălin, și la mulți ani! Bună dimineața! La mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani! Cu cine putem ocupa în prima ediție? Cu nereguli. Cu nereguli ale cui? Ale autorităților din România. Și cu bani foarte mulți. De data asta chiar sunt bani foarte mulți, sunt peste 5,7 milioane de euro derulați și cheltuiți într-o licitație pentru 15 milioane de măști pentru elevi. Ea a avut loc chiar la începutul pandemiei. Vă amintiți când școlile s-au închis în primăvara lui 2020, dar trebuiau date examenele. Și în mai 2020, Ministerul Educației a lansat o licitație. Ea a fost operată prin instituții de stat, atât licitația în sine, cât și aprovizionarea care a fost făcută prin celebra Unifarm deja, celebră deja, ca să zic așa. Ce s-a întâmplat în licitația asta, n-a știut nimeni până acum, deși există un dosar la tribunal pe care colegele mele, Mirela Neac și Adriana Oprea, l-au descoperit și în care nu e nimic penal, pentru că nu avem nicio informație că procurorii au găsit ceea ce au găsit jurnaliștii sau că au știut ce s-a întâmplat acolo, dar s-au certat două ministere între ele. Slavă Domnului, ca să zic așa, și de aici am aflat și noi ce s-a întâmplat. Pentru că ministerul care a finanțat, sunt bani europeni, Ministerul Fondurilor Europene, a sesizat că a fost o problemă. Pe scurt, care a fost problema respectivă? Pe parcursul licitației, cu o zi înainte să se depună ofertele, un participant, firma se numește Sanrotex, a anunțat Ministerul Educației, care era organizatorul licitației respective, că are nevoie să fie schimbate câteva repere, câteva elemente ale caietului de sarcini, document fundamental într-o licitație. Printre care să se elimine cerința de a fi un certificat de conformitate european pentru aceste măști. Deci măștile să nu fie, au cerut cei de la firma respectivă, să nu mai aibă conformitate europeană. Ministerul Educației a fost de acord, dar a uitat să-i anunțe și pe ceilalți participați la licitație. Ministerul Fondurilor Europene și-a dat seama când a luat documentele de licitație și a văzut că a fost schimbat caietul de sarcini pe parcursul licitației, numai că a fost schimbat pentru un singur participant, pentru această firmă care de aminte era și câștigat licitația respectivă. Lupta birocratică între cele două ministere s-a încheiat doar cu 10% penalizare din partea Ministerului Fondurilor Europene către Ministerul Educației. Dar lucrurile au mers înainte, practic, din punctul de vedere al plăților, licitației și așa mai departe. Și aici intervine problema importantă, cred eu, a acestei dimineți. Cu mult respect pentru magistrații din țara asta, pentru munca dificilă pe care o fac în condiții foarte grele, uneori. Dacă mergi pe holurile tribunalelor noastre și vezi cum stau dosarele, îți imaginezi, pe de-o parte, volumul pe care l-au de rezolvat oamenii ăștia, pe de altă parte, dificultatea în care derulează activitatea. Totuși, descoperă niște jurnaliști dintr-o redacție cu câțiva zeci de oameni și instituții ale statului român care sunt plătite pentru lucrul ăsta, din 2020 până acum, nu știm ce au făcut. Poate că există un dosar, poate că nu există un dosar. Vom căuta, vom întreba toate parchetele relevante din țara asta și care pot avea obiect de activitate. Anunț, asta e o știre de ultimă oră, abia azi am reușit să o publicăm, pentru că au făcut o verificare, dar n-am apucat să întrebăm parchetele, practic. Dar lucrurile sunt clare, însă documentele sunt oficiale, sunt publice, sunt în arhiva tribunalului, este evident că așa s-au întâmplat lucrurile. De ce n-a intervenit nimeni? Nu știu. Poate aveți voi explicație. Poate sunteți mai optimiști la început de an decât mine, Vlad. Noi să fim mai optimiști? Da. Nu știu ce să zic și eu sunt curios care ar fi explicațiile pentru astfel de întâmplări. De 30 de ani sunt curios. În fiecare zi. De fapt, astăzi de dimineață Europa a primit o veste tristă pe care o întâmpinăm sigur. Fiecare cu câtă încredere mai avem în instituțiile noastre. A murit președintele Parlamentului European, David Sassoli, la 65 de ani. Eu mi-aduc aminte pe acest om ca fiind probabil ultimul dintre politicienii europeni
care, în ciuda propagandei regimului de la București, care s-a prezentat drept un regim cu totul altfel decât în Ungaria, Polonia și țările astea cu mari probleme de democrație, deci în ciuda acestei propagande, anul trecut, în vara anului trecut, David Sassoli, când era președintele Parlamentului European, a avertizat nu numai politicienii din România, politicienii din toată Europa, să lase presa în pace. Să lase presa în pace pentru că cine fură faptele, fură până la urmă și libertatea. Și iată, un amărât de dosar din România, chiar în ziua dispariției lui, confirmă lucrurile astea. Pentru că dacă n-ar fi fost descoperit de către presă, oamenii n-ar fi aflat și în Libertatea și la Voi astăzi. Sunt foarte curios dacă s-ar fi întâmplat vreodată, dacă există vreo consecință, pentru că discutăm încă o dată despre cel mai nenorocit moment al acestei țări și al acestui continent din zeci și zeci de ani, probabil că de la al doilea război mondial, lunile alea îngrozitoare în care toți trăiam în confuzie și în care unii favorizau o firmă, pur și simplu. Și nimeni, după 2 ani de zile, să facă în curând 2 ani, nu știe dacă există o pedeapsă, dar măcar o anchetă serioasă în privința acestor lucruri. Da, te așteptăm cu continuarea acestei povești. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan.